Da, eu mi-aduc aminte de momentul ieșirii triumfătoare să ne anunțe cu cele 80 de miliarde și vreau să subliniez ceva, că această cifră nu a fost rezultatul negocierii la care a participat președintele. Această cifră a fost cea care a fost pusă pe masă de funcționarii de la Comisia Europeană și Iohannis a înghițit-o pur și simplu nemestecată. Nu a cerut niciun leu în plus, niciun leu în minus. Cât ne-au dat ăia, ăștia au fost bani buni. El a stat acolo și ca un ficus decorativ, cum am mai spus și în aveți alte ocazii. Dovezi pentru asta? Poftiți? Aveți dovezi pentru asta? Păi dovada cea mai bună este botanice, că el s-a obținut, cum se laudă în urma negocierilor, o sumă mai mare decât cum s-au întâmplat cu alte state care au făcut acest exercițiu. De exemplu, Polonia a obținut mai mult decât suma care îi fusese repartizată inițial. Da? Acum, pentru că înainte ați dat la Breaking News știrea referitoare la amânarea alegerilor din Franța. E o propunere deocamdată a guvernului către Parlament. Da, la posibilă amânare. Dar atenție, a guvernului către Parlament. Domnul Cristoiu, că la noi alegerile se vor ține în mod obligatoriu pe 6 decembrie. Foarte bine, e un bun prilej ca cei care văd, mă refer la alegătorii care văd toate aberațiile astea, să voteze cum cred pe care mulțumesc, de conștiință, sper un vot de sancționare. Dar vreau altceva să foarte vă spun scurt, astăzi. Vă rog, domnule Tăricianu, foarte scurt, vă rog. Da, astăzi Parlamentul European a adoptat o rezoluție foarte interesantă. Atrage atenția guvernelor că în starea de criză pe care am introdus există riscul adoptării unor măsuri de limitare și de abuzuri în ceea ce privește drepturile și libertățile cetățenești. Așa și mă bucur e, da. Că doamna Grappini făcea referire la discuțiile care se poartă la Bruxelles. Mie îmi pare rău că problemele europene ocupă atât de puțin timp pe agenda publică la noi, pentru că din ce în ce mai multe decizii care se iau la Bruxelles ne afectează în mod direct. Deci, atenție, Parlamentul îngrijorat de abuzurile care pot fi întreprinse de executive. Așa, e o rezoluție, e o rezoluție foarte justă și cred că o să facem referire la ea. Să nu uităm, Antena 3 e singurul post de televiziune, singurul post de știri din România care are și o emisiune dedicată activității Parlamentului European și un corespondent specializat pe Sabina Iosub în tematici europene. Mulțumesc mult, domnule Tăricianu, pentru prezența în această seară.